Aș vrea să încep prezentarea cu spunându-vă câteva cuvinte despre organizația noastră, Fundația Pădurea de Mâine, al cărui director executiv sunt, și cum s-a născut acest proiect pe care îl coordonez împreună cu Mihai Enescu. Noi suntem o fundație, principala noastră activitate sunt împăduririle. Până acum am plantat peste un milion de arbori. Primul milion a fost plantat împreună cu partenerii noștri de la AAP, cărora le mulțumim foarte mult. Am plantat un fond forestier și am ajutat proprietarii de fond forestier să regenereze păduile. O altă direcție în care ne dezvoltăm este și educația. Avem proiecte precum Școala de Pădure, coordonat de colegul meu Tibor Cadar, și un program de granturi pe care vă sugerez să-l urmăriți la noi. Oferim granturi pentru comunitățile locale, granturi de până la 30.000 de euro pentru proiecte ce țin de împădurire, evident proiecte mai mici de împăduriri sau proiecte educaționale și alte diverse tematici. În fiecare an, în luna ianuarie, lansăm acest program de granturi. Ele este dedicat ONG-urilor, ocoalelor, instituțiilor publice, instituțiilor locale, primării și așa mai departe, școli. Avem printre beneficiari și multe școli. Direcțiile de acțiune, aici nu o să insist foarte mult, ale fundației sunt, în primul rând, păduri pentru stocarea de carbon, păduri pentru sol, da, deoarece pădurile au un rol benefic asupra solului, generează mai multă fertilitate pentru sol, păduri pentru ape, biodiversitate și pentru comunități. Da? Multe comunități știm că trăiesc din și pe lângă păduri. Deci pentru noi o pădure sănătoasă este o pădure care are alături de o comunitate sănătoasă care are grijă de pădure. Proiectul nostru despre care am vrut să vorbesc astăzi, proiectul de la Cârcea, este un proiect agrosilvic. A plecat de la o idee pe care am tot discutat-o cu Mihai Enescu, cel care coordonează acest proiect. Cum putem face să ducem pădurea către zona de câmpie? În România pădurile sunt concentrate în special în zona de munte, deal, dar mai puțin în zona de câmpie, unde secolele trecute s-a tăiat foarte mult pentru a se lăsa loc terenurilor agricole. Da, în România vorbim de aproximativ 15 milioane de teren agricol, dintre care arabil în jur de 9 milioane de hectare. Bun, pornind de aici, am decis să încercăm și noi în România acest model agrosilvic, un model în care combinăm agricultura cu silvicultura, da? Încercăm să vedem cum speciile forestiere pot ajuta culturile agricole. În cercetările pe care le-am citit și noi din afară, făcută de alți experți, se pare că în timp culturile forestiere puse lângă culturile agricole pot crește foarte mult productivitatea, da? Mențin o umezeală mai mare, fertilizează solul și la final pot crește productivitatea agricolă pe acele terenuri unde se află. Ce ne propunem noi la Cârcea, pe o suprafață de aproximativ un hectar jumătate, este să vedem care specii funcționează mai bine, care se comportă mai bine cu speciile agricole, dar nu doar grâu, porumb, ci chiar și pe zona de legume. Avem ploturi care sunt irigate, ploturi care nu sunt irigate, să vedem în timp care vor fi rezultatele, da, care funcționează mai bine, și la finalul proiectului să venim și cu un ghid. Da? Cine va dori să implementeze un astfel de sistem în România să știe exact ce specii se poate utiliza și cum să implementeze acest sistem. Acesta este obiectivul nostru. Am aici câteva poze. Da? Mergem cu un mix de peste 20 de specii forestiere, atât arbori cât și arbuști, și specii agricole, cereale, legume și fructe. Avem tehnici moderne, puteți vedea aici, folosim și o dronă pentru irigare, senzori pentru monitorizare continuă a suprafețelor
Și aici primele rezultate pe care am început să le avem, trebuie spus că suntem deja în anul 2 cu acest proiect și ușor, ușor rezultatele încep să se vadă. Sperăm că putem arăta poze mult mai interesante în momentul în care și arborii o să crească ceva mai mult. Dar aici, nu, am mers pe la departe, aici. Se pot vedea, special am ales aceste poze, se pot vedea în paralel culturile de agricole cu cele de arbori pe care le utilizăm. Și am să fac aici trecerea către creditele de carbon. De ce? Pentru că e ușor și frumos să facem o prezentare în care să spunem ce bine merg împreună culturile forestiere cu cele agricole, dar cum implementăm acest moment? Ce metode de finanțare putem găsi și cum putem convinge oamenii, fermierii, pentru că România prezintă această particularitate, terenurile agricole sunt foarte fragmentate și atunci, în momentul în care vrei să implementezi ceva asemănător, poate la o scară mare, trebuie să discuți, da, cu fiecare în parte și să-i explici, să-i poți explica, să-i poți arăta exemple de bună practică, el să înțeleagă de ce ar fi bine să implementeze un astfel de sistem. Și atunci finanțarea, vă dați seama, este un element central. Știu că acum există toată această discuție cu PNRR-ul, însă PNRR-ul nu este aici pe termen lung, mediu și lung. Și atunci cred eu că creditele de carbon pot fi o posibilitate bună pentru noi în viitor să dezvoltăm astfel de proiecte. Nu o să insist foarte mult pe cele două tipuri de piețe care există, dar pentru cei care sunteți interesați și doriți să vă informați mai mult pe viitor, poate e bine să fac distinția. În Uniunea Europeană există două tipuri de piețe, una reglementată și o piață voluntară. Piața reglementată, teoretic, se produce între două companii care trebuie să treacă ușor-ușor către nu neapărat către energie, cât către o infrastructură mai verde de producție. Da? Spre exemplu, putem lua două companii aeriene. Da? Uniunea Europeană le impune o limită. N-aveți voie să emiteți mai mult de 1000 de tone. Dacă una dintre cele două companii face investiții și limita se încadrează sub limita de 1000 de tone, să spunem, de carbon pe an, atunci restul le poate vinde pe piața reglementată. Da, au o valoare. Și acea companie, cealaltă companie, să spunem, care emite mai mult de 1000 și se află peste limita Uniunii, va trebui diferența să o cumpere de undeva. Și o va cumpăra de la compania care a investit în a-și moderniza infrastructura, da, și va emite mai puțin dioxid de carbon. Pe noi ne interesează piața voluntară. Da? Pe piața voluntară sunt acele companii care, pentru a arăta clienților că sunt verzi, că fac lucruri bune pentru natură, da, și sunt și ele la rândul lor se îngrijesc de mediul înconjurător și de această problematică a schimbărilor climatice, aleg să achiziționeze credite de carbon de la terți. Da? Și aici, abia aici apare oportunitatea noastră, pentru că putem, prin astfel de proiecte, putem stoca dioxidul de carbon. Aici am făcut un mic calcul pentru o perdea forestieră, perdelele forestiere în jurul culturilor agricole și ne-am gândit noi că o investiție ar putea fi în jur de 5.500 de euro la hectar. Nu este neapărat un preț pe care noi la fundație, cred că uneori ne confruntăm chiar și cu prețuri de două ori mai mari pentru a înființa un hectar de pădure, dar ne-am gândit că poate fermierii deja au anumite utilaje cu care pot lucra și forță de muncă cu care pot lucra și am calculat un venit care poate reieși dintr-un hectar de perdea forestieră undeva la 400 de euro pe an și vedeți, valorile sunt asemănătoare cu cele din PNRR astăzi. Și un hectar calculat ar produce aproximativ 12.500 de euro în 30 de ani. Nu, poate nu este prea mult. Însă, ce mai trebuie spus aici este că acest preț al creditelor de carbon poate varia foarte mult în timp.
Dacă lucrurile vor degenera, evenimentele extreme se vor mulți, da? Atunci o soluție pe care mulți decidenți politici probabil se vor îndrepta vor fi aceste credite de carbon. Un alt aspect important este adiționalitatea, care ar trebui înțeles și explicat în această sferă. Ce înseamnă adiționalitatea? Înseamnă că un proiect de stocare de carbon va fi doar acel proiect care respectă criteriul adiționalității, adică care aduce ceva în plus. Dacă plantez 1000 de hectare de pădure în fond forestier, nu respect criteriul adiționalității. Pentru că statul român mă obligă ca acolo unde nu mai este, ca în fondul forestier să existe pădure, este obligația proprietarului. Și atunci unde există obligație legală, nu se respectă criteriul adiționalității. Dacă am 1000 de hectare de teren degradat și le împăduresc, atunci da. Pentru că acolo proprietarul nu are obligația să le împădurească. Face asta pentru că vrea, pentru că își dorește să crească pădure acolo unde nu există pădure și astfel să stocheze carbon. Deci acest criteriu al adiționalității este crucial aici. Nu ne putem gândi un proiect de carbon în afara lui. Și în domeniul silvic, câteva direcții, ca să spun așa, mai mult unele sunt în acest moment la nivel de discuții privind proiectele de stocare de carbon, împădurirea unde ar putea intra și perderele forestiere sau sistemele agrosilvice, stocarea carbonului în produse din lemn de înaltă calitate. Aici pot exista compensații în momentul în care reușești să demonstrezi că lemnul pe care tu îl creezi în pădure este un lemn de înaltă calitate și atunci produsele care rezultă sunt produse care rezistă, din lemn care rezistă mai mult și atunci este considerat că acel produs de calitate din lemn, da, el va stoca carbonul. Aici o să vă dau un mic exemplu. Un prieten de-al meu în București a închiriat acum câțiva ani un apartament și în acel apartament a găsit un dulap produs în Imperiul Austro-Ungar, în stare perfectă de funcționare, arăta impecabil. Da? Acel este un lemn de înaltă calitate, un lemn care a stocat carbonul, cred că mai bine de 100 și ceva de ani și continuă să o facă. Da? Un exemplu bun în acest sens. Răriturile. Aici, sincer, este o direcție nouă, o discuție pe care o aveam acum ceva timp cu un expert în domeniu, spunea că din punctul de vedere răritura nu înseamnă stocare de carbon, înseamnă că vei avea mai puține arbori, dar mai groși, spunea el, însă am găsit 2024 niște studii care ne demonstrau că totuși există undeva o cantitate destul de mică de dioxid de carbon stocată în păduri în momentul în care realizezi aceste lucrări. Este un domeniu încă în discuții și în dezvoltare. V-am spus, articolele erau chiar 2024 martie. Incendiile de pădure, iarăși un topic nou în domeniu și este tot mai prezent în sud Europei, state precum Grecia sau unde incendiile sunt foarte frecvente. Și discuțiile aici, acum ne putem gândi că poate și pe viitor, dacă temperaturile vor crește, e posibil să avem tot mai multe incendii de pădure și în România și atunci ar fi bine să ne gândim la acest lucru. Dacă poți demonstra că prin anumite lucrări sau prin ceea ce faci reduci numărul incendiilor de pădure, atunci într-o formă sau alta demonstrezi, poți genera aceste certificate de carbon. Da? Momentan este o discuție, v-am spus, la început. Sau proiecte de conservare. Acestea, dacă nu mă înșel, sunt două la număr și în România, undeva la Rotunda și încă mai există un proiect de conservare cu credite de carbon. Acestea nu sunt în acest moment foarte bine privite, pentru că există foarte multe discuții în jurul lor. Da? Practic, tu ce faci este să le arăți amenajamentul, să le explici cât din acea pădure poți, cât lemn poți recolta și nu o mai faci. Și atunci, acel lemn pe care tu l-ai putea recolta și nu o faci, poți primi, în schimb, compensații pe carbon, stocare de carbon. Da? Acum, sunt tot felul de discuții, nici eu n-am intrat foarte mult în detalii, însă se pare că aici mulți, și nu vorbesc de Europa, pentru că proiectele astea s-au implementat foarte mult în zone precum America de Sud sau Africa
Și acolo au fost foarte multe discuții în jurul lor, cum că de fapt nu s-a respectat acel criteriu al adiționalității. Și să vă dau așa un exemplu, poate o pădure la care nu ai acces să o tai, dar ai putea să o faci, o pui acolo. Atunci nu ar mai fi adiționalitate, pentru că oricum n-ai fi tăiat-o. Da? Și atunci o treci pe conservare. Și atunci, vedeți, nu s-a respectat acest criteriu al adiționalității. Deci proiectele acestea de conservare sunt și ele, dar nu sunt foarte bine privite, ca să spun așa. Bun, și ca să închei, câteva beneficii ale sistemelor agrosilvice care pot exista: creșterea biodiversității și a serviciilor ecosistemice. Aici la tot ce ține de biodiversitate și din ce citesc sunt studii alarmante. Am citit chiar că cifre că în ultimii 20 de ani ar fi dispărut la nivelul întregii planete undeva la 70% din biomasa de insecte, ceea ce este foarte grav. Și aici, în special agricultura făcută chimic, multe pesticide afectează insectele, da? Iar biodiversitatea este un plus pe care îl aduc sistemele agrosilvice, îmbunătățirea calității solului și pot genera venituri suplimentare prin creditele de carbon. Da, noi credem că aceste credite de carbon au și un viitor, că sunt de fapt un mecanism, cum se în limba engleză, nature-based solutions, da? Soluții ale naturii prin care noi să putem stoca, să fim parte a acestei lupte cu încălzirea globală. Desigur, nu singura, adică nu plantând păduri am rezolvat problema și gata, nici vorbă, dar suntem un pilon, putem fi un pion pe această hartă a luptei cu încălzirile globale. Sper că a fost de interes. Vă mulțumesc mult!